Interesul americanilor pentru spitalul din Constanța vine ca urmare a faptului că aceștia și-au mărit efectivele în cadrul bazei militare de la Mihail Cogălnicianu. Această vizită este probabil că vor mai urma destule. Este ca urmare a faptului că baza militară de la Cogălnicianu se va mări ca efective și atunci doresc ca în parteneriat cu noi, printr-un contract sau protocol, să putem să răspundem nevoilor lor medicale, pentru că, evident, cu cât vor fi mai mulți, cu atât numărul de îmbolnăviri va fi mai mare. Până acum, americanii au solicitat serviciile spitalului din Constanța numai pentru urgențe. Un eventual parteneriat ar aduce unității medicale pe lângă prestigiu și un plus la buget. Mai cam ce a fost urgență. Restul au preferat să se evacueze. Bănuiesc că au căpătat destulă încredere în partenerii lor, astfel încât să mărească gama de servicii pe care le putem noi oferi. Și pentru noi este un lucru bun, pentru că, pe de o parte, sunt niște bani în plus care sunt plătiți de asigurările, de firmele care asigură armata americană, și pe de altă parte este o chestiune de prestigiu.